În această săptămână vor fi numai puțin de 4 dueluri Steaua-Dinamo. Sâmbătă se confruntă echipele de fotbal din Liga 4 și cele de juniorii republicani, dar și echipele de volei, însă deschiderea va fi făcută joi în campionatul național de basket. Duelul dintre cele mai titrate cluburi din România nu a ținut cont niciodată de poziția în clasament, iar basketbalistul Stelei Vlad Negoițescu știe că tactica sau forma de moment pot face diferența pe teren. De fiecare dată e o onoare să joci în asemenea dueluri. E derbiul României, să-i spunem așa, e clar cel mai important duel ca și secții din România și e o plăcere de fiecare dată să poți simți din teren această presiune pozitivă care există. Și sper din suflet să fie sala plină, astfel încât să simtă și cei de la Dinamo că joacă un pic în deplasare. Pe această cale invit și ultra și dacă aud chestia asta, din suflet invit să vin la meci pentru că avem mare nevoie de ei. Pentru următorul meci, Steaua se va putea baza din tribună și pe susținerea cântăreței AMI, care s-a antrenat cu echipa militară. Cum înălțimea nu o recomandă pentru acest sport, AMI poate lua lecții de judo la Steaua de la campioana olimpică Alina Dumitru, ambele fiind cam de aceeași categorie. S-am venit să-i susțin pe băieți, să-mi facă și un antrenament și evident să se antreneze și ei împreună cu mine. Eu puteam să fiu mingea lor de basket astăzi, dar ei bine, era o glumă. Am făcut așa cu ei, am schimbat câteva mișcări, pase și a fost foarte drăguț, mi-a plăcut foarte mult. Te-ar tenta să înveți judo de la Alina Dumitru? Da, m-ar tenta, uite, de ce nu? Chiar mi-ai dat o idee foarte bună, îmi place să fac sport, sunt o fire sportivă și încerc orice fel de sport. Meciul de basket dintre Steaua și Dinamo se va disputa joi 4 aprilie de la ora 18 în sala Mihai Viteazul.